Doamnelor și domnilor, bună seara, sunt Iulia Sarivan. Iar eu sunt Călin Jucovski și vă prezentăm Patrula Jurnal TV. Anatolie Blonski, unul dintre figuranții în dosarul numit generic frauda bancară, a fost eliberat din arest preventiv în schimbul garanțiilor personale ale trei persoane. Acestea au plătit în total 12.000 de lei. Decizia a fost luată de magistratul Gheorghe Balan de la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Este vorba despre același judecător care l-a pus în libertate pe un alt figurant în dosar, Vladimir Andronachi. Instanța judecată dispune: admit cererea apărătorului inculpatul Blonski Anatolie Mihail, avocatului Mânță Oleg, prin locuire măsurii preventive garanției personală din partea lui Groza Alexandru, Ieșanu Igor și Preacucernic, Arhimandrit Nectarie German, eliberându-l din arestare preventivă imediat în sala de ședințe. Cele trei persoane care s-au prezentat drept garanți pentru eliberarea lui Blonski din închisoare au achitat câte 4.000 de lei pentru schimbarea măsurii preventive. Printre cei garanți se numără omul de afaceri Igor Ieșanu și starețul mănăstirii din Horești, Arhimandritul Nectarie. Unde v-ați spus până acum? De ce v-ați predat? Care a fost motivele? Unde ați spus până acum? De ce nu vreți să ne răspundeți? Cine sunt persoanele garante pentru dumneavoastră? Dumneavoastră ați cerut ca persoanele să garanteze. Totul mai este ok? Pot vă prezentați în fața instanței. Procurorul de caz Gheorghe Iapără crede că Blonski va încerca să scape de urmărirea penală. S-a constatat cu certitudine anterior existența riscului schimbării persoanei din fața organului de instanță. Preliberarul, cred că nu a realizat consumul acestui, dar cred că a disconsiderat acest risc. Nu știu. Anatolie Blonski nu a fost audiat și nici nu le-a explicat procurorilor anticorupție de ce s-a predat benevol în ziua de 9 ianuarie la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. El a gestionat mai multe afaceri ale fostului deputat PD Vladimir Andronachi. Blonski este acuzat de complicitate într-un dosar de spălare de bani și de transferul a 600.000 de euro în interesul unei organizații criminale. Banii au fost obținuți ilegal de la Banca de Economii în noiembrie 2014, iar Vladimir Andronachi este unul dintre apropiații oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc. Acesta este principalul învinuit în dosarele frauda bancară și metalferos, este acuzat de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit procurorilor, Andronachi și complicii săi ar fi prejudiciat statul cu 26 de milioane de lei. Vladimir Plahotniuc ar putea rămâne fără bunuri imobiliare care îi aparține în Franța. Procurorii de la Chișinău și colegii lor francezi au efectuat percheziții, printre altele, la o cabană de la poalele muntelui Mont Blanc. Verificările au avut loc în cadrul dosarului frauda bancară. Lui Plahotniuc iar aparține un apartament amplasat într-un cartier rezidențial din orașul francez Iez și o vilă în proces de renovare, din același oraș pe malul lacului Le Mans. Potrivit procurorilor, Plahotniuc ar mai deține în Franța o cabană pe un teren de 21 de ari, cu vedere la vârful Mont Blanc. Casa de vacanță are o vinărie proprie, 6 dormitoare, o bibliotecă și sel de sport. Valoarea de peste 100 de milioane de lei ale acestora va putea fi recuperată după ce instanța va emite o sentință definitivă de condamnare. Printre bunurile investigate se numără și un apartament la bloc în orașul Siez, cu două locuri de parcare, cu acces la un cort de tenis și bazin. În apartament a fost găsită o rudă de-a lui Plahotniuc, despre care procurorii nu dau detalii. Se știe doar că este o rudă de gradul întâi. Aceste bunuri sunt înregistrate pe persoane juridice, iar nouă ne revine sarcina de a demonstra cine este de fapt acel beneficiar, cine este persoana din spatele acestor companii care gestionează bunurile imobile. Noi considerăm că am acumulat suficiente probe astfel încât atunci când vom merge cu cauza penală în instanța de judecată, instanța va dispune și o confiscare a acestor bunuri imobile. A fost percheziționată o vilă, la fel în orașul Siez, pe marginea lacului Le Mans, în etapă de reconstrucție, și o cabană alpină în apropierea muntelui Mont Blanc. Vila are aproximativ 500 de metri pătrați, este destul de spațioasă, are 6 dormitoare, băi, bibliotecă, vinărie, spațiu de depozitare a vinului, sală de sport, garaj și se află în una din cele mai exclusiviste zone din orașul Combu.
În timpul perchezițiilor, ofițerii din Chișinău și colegii lor francezi au găsit 92.000 de euro și 3.000 de franci, echivalentul la peste 1,8 milioane de lei. Procurorii urmează să afle originea banilor cu ulterioara aplicare a sechestrului. Autoritățile de la Chișinău sunt în așteptarea probelor ce urmează să ajungă aici, din Franța. Primesc salarii mari, dar nu fac nimic de 2 ani încoace. Este vorba despre 13 judecători propuși de Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. CSM nu poate nici să-i demită, nici să-i propună pentru reconfirmare în funcție, a declarat la postul nostru de televiziune președintele interimar al CSM, Sergiu Caraman. Unii dintre judecătorii ăștia au deja 2 ani de când nu înfăptuiesc justiția. Asta, exact, mă aduceți exact unde vreau. Da, și deci iată, ei nu iau dosare, dar salarii primesc. Da, și salarii primesc, pentru că nu este o soluție. De ce o soluție nu găsiți o soluție ca să puneți punct la treaba asta? Am solicitat Parlamentului să facă o interpretare, în sensul în care vă spuneam că astăzi normă pentru a trimite repetat judecătorii la plafon nu există, pentru că Constituția a fost amendată. Potrivit lui Caraman, deputații au optat în proiectul de modificare a Constituției ca judecătorii ale căror mandate de 5 ani expiră să fie numiți automat până la atingerea plafonului de vârstă. Iar în cazul celor al căror termen a expirat până la modificare, urmează să fie respectată procedura. Trebuie să fie propuși repetat. Repetat presupune 2/3 din membrii Consiliului Superior a Magistraturii, asta înseamnă 8 voturi. Am numit dintre acei judecători, am propus repetat jumătate aproape din ei, iar ceilalți noi putem propune pentru că până în luna februarie anul curent, cel puțin luna februarie anul curent, avem 2 membri în Consiliul Superior al Magistraturii care se află în concediu medical, exact, și nu avem quorum pentru a soluționa chestiunea asta. Din dată ce revin la serviciu, din dată chestiunile astea prioritar, chestiunea asta va fi inclusă în agenda și soluționată. În cadrul emisiunii, Sergiu Caraman a mărturisit că are un salariu mai mare decât cel al șefului statului. Salariul meu care l-am primit luna trecută se ridică la 38.000 lei. Brut? La mână, la carte. Aha. Dar țin să menționez că este vorba de salariul de președinte a Consiliului Superior a Magistraturii, este cel mai mare salariu plătit în sistemul de justiție de la noi din țară și în plus am promovat procedura de pre-vetting. Caraman a subliniat că un judecător al Curții Supreme de Justiție care a promovat procedura de vetting are un salariu lunar de aproximativ 38.000 de lei. Un judecător din prima instanță care a trecut testul integrității ridică cel puțin 28 de lei lunar. Până la vetting, salariul unui judecător din prima instanță constituia 17.000 de lei. Ca să dăm și o independență mai mare pentru Consiliul Superior al Procurorilor, vor putea să decide ei individual, vor decide ca să evalueze acești candidați inclusiv prin punctaj și ulterior să voteze prin vot în privința celui care este cel mai bun. Iarăși aceeași poveste. A 20 nu știu câtă oară modificarea legii procuraturii. Ca partidul mai Sandu Pas cât mai repede să aducă conducerea Procuraturii Generale. Un inspector de mediu a ajuns la spital după ce s-ar fi împușcat accidental la vânătoare. Medicii spun că starea pacientului este gravă, dar stabilă. Incidentul a avut loc în pădurea din preajma satului Caracui, raionul Hâncești. Vânătoarea a fost autorizată, iar armele erau deținute legal, potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului. În acest caz au fost reținute 2 persoane. Vânătoarea avea loc duminică 14 ianuarie în cadrul întreprinderii pentru silvicultură Hâncești Silva, ocolul silvic Bozieni. Inspectorul era în afara programului de lucru, precizează Inspectoratul pentru Protecția Mediului într-un comunicat remis presei. Autoritatea a declanșat o anchetă internă. Este important să clarificăm orice îngrijorare legată de implicarea unui membru al echipei noastre în astfel de activități, în special în afara orelor de serviciu. Inspectoratul pentru Protecția Mediului își menține angajamentul ferm față de transparență și responsabilitate și va acționa în funcție de rezultatul anchetei.
Oamenii legii examinează și alte versiuni, iar două persoane au fost reținute. Potrivit sursei citate, victima și alte 16 persoane au organizat o vânătoare de mistreți în apropierea satului Caracui. Directorul adjunct al spitalului din Hâncești ne-a declarat că victima a fost operată. Starea pacientului este gravă, dar stabilă. Doi soți din Nisporeni au fost condamnați la 12 și respectiv 13 ani de închisoare după ce au constrâns-o pe o tânără să cerșească în orașul Oriol din Rusia. Inițial, fetei s-a promis că va avea grijă de persoane cu nevoi speciale. Soții în vârstă de 57 și 60 de ani au convins-o pe mama fetei să-și dea acordul prin procură să o ducă pe copilă peste hotare. Făptașii i-au promis adolescentei un câștig de $200 pe lună. Deși inițial indivizii i-au comunicat că ar fi urmat să aibă grijă de persoane cu grade de invaliditate, ajunsă la fața locului, fata a fost obligată să cerșească de rând cu alte persoane cu nevoi speciale. Potrivit procurorilor, adolescenta era presată psihologic și agresată fizic atunci când refuza să iasă la cerșit, ori dacă nu le dădea seara celor doi banii cerșiți, iar pașaportul ei rămăsese în posesia soților condamnați, astfel încât nu avea de ales. Faptele au avut loc începând din 2010 și au continuat până în 2013. Tânăra a depus o plângere la procuratură doar după ce a aflat că are acest drept, precizează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și cauze speciale. Instanța de judecată a mai dispus ca cei doi soți să-i achite tinerei suma de $1000 din remunerarea neonorată. O femeie a născut un copil cu două capete. Bebelușul, care a venit pe lume cu o anomalie, a murit. Cazul a fost înregistrat la maternitatea din Edineț și va fi investigată de o comisie specială. Mama copilului, o femeie de 36 de ani din raionul Ocnița, era la a patra sarcină, acasă mai având trei copii. Medicul de familie a declarat presei de la Chișinău că pe durata sarcinii femeia ar fi făcut o singură ultrasonografie și aștepta să aducă pe lume gemeni. Potrivit medicului, femeia cu greu s-a lăsat înduplecată să vină la spital cu două zile înainte să nască pentru a-și lua documentele necesare. A făcut o singură ultrasonografie, nu a vrut să facă mai multe, a precizat medicul Valentina Creangă de la Centrul Medicilor de Familie din Ocnița. Ministerul Sănătății confirmă că la Spitalul Raional Edineț s-a născut un copil cu o anomalie gravă incompatibilă cu viața, a declarat pentru Jurnal TV purtătorul de cuvânt al ministerului. Proiectul de lege privind alegerea procurorului general avizat de guvern a fost retras de pe ordinea de zi a Parlamentului. Autorul amendamentului la legea cu privire la procuratură, deputatul PAS, Igor Chiriac, afirmă că proiectul trebuie redactat astfel încât să excludă mai multe lacune ce țin de definitivarea procedurii de selecție a procurorului general. Inițiativa legislativă prevede că noul procuror general va fi ales cu votul majorității membrilor Consiliului Superior al Procuraturii, înlocuind sistemul actual în care este selectat în funcție de punctajul acordat de fiecare membru al CSP. Chiar dacă documentul a fost avizat de instituția de resort, ministrul Justiției Veronica Mihailov-Moraru a menționat că a transmis mai multe obiecții și recomandări privind criteriile de evaluare și modalitatea de vot. Într-adevăr, prevederea propusă de către deputați nu este suficient de previzibilă și aici, într-adevăr, trebuie de concretizat, mă refer la criteriile de evaluare. Deci criteriile de evaluare, ele trebuie să fie mai precise și mai complete, ca tocmai să avem o previzibilitate clară că procurorul general va fi ales în baza unor criterii clare. Proiectul de lege urma să fie supus dezbaterilor în lectură finală, dar a fost retras de pe ordinea de zi. De ce? A explicat deputatul PAS Igor Chiriac. Ca să dăm și o independență mai mare pentru Consiliul Superior al Procurorilor, vor putea să decidă ei individual, vor decide ca să evalueze acești candidați inclusiv prin punctaj și ulterior să voteze prin vot în privința celui care este cel mai bun, dar am spus că este și o responsabilitate mai mare pentru membrii Consiliului Superior al Procurorilor ca să vină în fața societății și să spună de ce a votat pentru un candidat sau altul și nu de a vină pe rezultatul punctajelor. Urmează să analizăm toate cele indicate de către guvern, avizul său, și vom lua o decizie după ce vom analiza. Cei din opoziție au criticat inițiativa deputaților puterii. Iarăși aceeași poveste.
a 20 nu știu câtă oară modificarea legii procuraturii. Ca partidul Mai Sandu Pas cât mai repede să aducă conducerea Procuraturii Generale, care ei și așa o conduc în regim de interimat mai bine de 2 ani. Reiterăm faptul că Republica Moldova a devenit stat capturat, capturat politic. Zilele trecute, aproximativ 20 de organizații ale societății civile au cerut Parlamentului să retragă amendamentul care prevede alegerea procurorului general prin vot. În opinia lor, selectarea candidaturii în baza unui punctaj este mai sigură și reduce riscul de manipulare a rezultatelor concursului. Solicitarea a fost însă ignorată. Concursul pentru ocuparea funcției de procuror general a fost inițiat pe 23 octombrie și a fost ulterior prelungit până pe 29 decembrie trecut. În total, 6 persoane s-au înscris în competiție. Consiliul Superior al Procurorilor este acum responsabil de analiza eligibilității candidaților și de desfășurarea interviurilor. După selectarea unui candidat, numirea în funcție necesită confirmarea prin decret prezidențial. Șeful statului are dreptul să respingă candidatura pentru funcția de procuror general propusă de CSP doar o singură dată. Fotoliul de procuror general a devenit vacant după ce la sfârșitul lunii septembrie trecut președinția l-a eliberat din funcție pe Alexandru Stoianoglu. Ulterior, Stoianoglu a contestat în instanță decretul prezidențial. O decizie încă nu a fost pronunțată. Nu avem nicio facilitate, dar ne gândim să insistim astfel de facilități. Chiar ne gândim să preluăm modelul de regulament cu privire la activitatea gărzii populare și să-l adaptăm pentru, ca model de activitate pentru postul de pompier voluntar teritorial al nostru de la Sireț. Guvernul a numit pe Dumitru Scurtu în funcția de comandant al Inspectoratului General de Carabinieri. Postul era vacant de la sfârșitul anului 2022, când a dimisionat Ștefan Pavlov. Candidatura lui Dumitru Scurtu a fost propusă de către ministrul afacerilor interne Adrian Efros. Propune desemnarea domnului Scurtu Dumitru la funcția de comandant general a Inspectoratului General de Carabinieri a Ministerului Afacerilor Interne din data de 17 ianuarie 2024, pe termen de 5 ani. A demonstrat profesionalism, responsabilitate și abilități manageriale, având capacitatea de a executa calitativ sarcinile, indiferent de complexitatea și dificultatea acestora. Dumitru Scurtu deține din 2021 funcția de comandant adjunct al Inspectoratului General de Carabinieri, iar din 2022 a asigurat atribuțiile de serviciu ale comandantului general după demisia lui Ștefan Pavlov. Dumitru Scurtu activează în subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne din anul 1999. Potrivit ultimei declarații de avere și interese personale, în anul 2022, Dumitru Scurtu a primit de la Inspectoratul General de Carabinieri un salariu lunar brut de peste 49.000 de lei. Soția lui Scurtu, angajată la Agenția Proprietății Publice, a ridicat un salariu lunar de puțin peste 12.000 de lei, dar și indemnizații de la mai multe întreprinderi de stat în valoare totală de peste 127.000 de lei. Tot în 2022, Dumitru Scurtu a primit de la Inspectoratul General de Carabinieri o indemnizație de 445.000 de lei și o pensie de aproape 60.000 de lei. Sunt elevi sau studenți, oameni de afaceri sau funcționari și au un spirit civic dezvoltat. În timpul liber îmbracă alte haine, uniforme și sunt gata în orice clipă să intervină în situații de mare risc. Vorbim de 18 pompieri voluntari din satul Sireț, Raionul Strășeni, printre care e și viceprimarul localității. Despre eficiența echipei vorbește o singură cifră. În anul trecut, salvatorii din Sireț au stins 45 de incendii. Printre peste cele 20 de posturi voluntare de pompieri care sunt acum în diferite localități, se evidențiază echipa din satul Sireț. Pompierii voluntari de aici sunt la datorie de aproape 4 ani. Salvatorii spun că această meserie este drept hrană pentru suflet. Veronica Sârbu este studentă, dar de aproape 2 ani este parte a echipei de pompieri voluntari. Tânăra spune că i-a urmat pe tata și pe fratele, care la fel sunt salvatori în satul de Baștină. Aproximativ un an jumătate deja mă implic activ în ceea ce ține de voluntariat, anume în voluntariat în pompieri. Am vrut să mă dedic localității cumva, să o ajut și să simt necesitatea că sunt de folos cumva localității. Și totodată asta e o perspectivă bună de dezvoltare și o perspectivă
perspectivă bună de a implica locuitorii și o perspectivă foarte bună de a ajuta localitatea. Atunci când primim un apel de a ieși în teritoriu, un sentiment că este nevoie, trebuie să lași tot, chiar dacă ai familia acasă sau ești implicat în serviciu sau ești la volan sau la o petrecere, automat deja asta spune planul 2 și intervenția pe planul 3. În echipă este și un elev. Imediat după ore, Valentin Gherciu merge să deprindă meseria de pompier alături de tatăl său. Am mers și într-un câmp unde am fost un incendiu destul de mare și am conlucrat și cu niște echipe din Strășeni. Uneori, da, este anumit frică, dar atunci când suntem chiar pe teren și când vedem focul, uităm de frică și deja e doar instinctul acela că trebuie să ne ducem și să-l stingem. Deci în cursul zilei ușnuite suntem la serviciu, în weekend-uri și în afara serviciului ne străduim să combinăm timpul liber cu lucrurile utile și bune pentru localitatea noastră. Am fost foarte bine dispuși să contribuim ca pompieri voluntari și să putem să localizăm incendiile din localitatea noastră și chiar din localitățile de pe împrejur. Ne motivează în primul rând că să avem o siguranță în localitatea noastră. Numărul 2 ne motivează că să putem să cultura voluntariatului să o dezvoltăm în pentru tinerii noștri, pentru urmașii noștri. Pentru că asta, voluntariatul e o chestie foarte bună care mai puțin se practică la noi, Republica Moldova. Viceprimarul de Sireț, Alexandru Iorga, este cel care intervine primul în caz de necesitate. Fiecare minut contează, spune el. Sunt primul, avem activitatea noastră care zi de zi, de multe ori pot să mă nimeresc la Chișinău, dar Inspectorat General Situații de Urgență are un număr de telefon care la mine este tot timpul. Cu mine ia legătura, noi avem un grup pe Viber, anunțăm toți pompierii că este un incendiu și trebuie cât mai urgent să ajungem acolo și deja fiecare după posibilitate de unde se află se duce. Periodic, salvatorii din Sireț merg la traininguri pe care le organizează pompierii mai experimentați. Deplasările exterioare, când se cumpără experiență cu colegii noștri din Polonia, tot e o experiență foarte frumoasă, de aceea cred că sunt plusuri în tot ceea ce ține de postul pompieri voluntari. Organizate cu frecvență constantă traininguri care sunt legate de siguranța la stingerea unui incendiu, diferite cursuri de instruire și ne străduim, dacă în momentul, în timpul liber, să putem să participăm la toate evenimentele organizate, pentru că asta ne crește siguranța și profesionalismul în domeniul dat. Pe parcursul anului 2022, postul de pompieri voluntari Sireț a intervenit în 53 de cazuri de lichidare a incendiilor, iar în anul trecut, echipajul de pompieri a răspuns la apelul 112 în 45 de cazuri. În Republica Moldova sunt peste 20 de posturi de pompieri voluntari, dar oamenii care fac o astfel de muncă nu beneficiază de nicio scutire de taxe. În Franța, spre exemplu, pompierii voluntari beneficiază de compensații de un beneficiu de pensionare atunci când au îndeplinit cel puțin 20 de ani de serviciu. Deci în 2020 până în prezent am reușit să dezvoltăm în primul rând și un lucru de care foarte mult ne bucurăm este echipa de pompieri voluntari care activează sub egida postului pompieri voluntari. Sunt oameni buni, oameni care se implică, oameni care nu au interese și se implică datorită faptului că le place și sunt bucuroși de activitatea pe care o fac. Până la urmă, voluntariatul este ceva foarte frumos și noi foarte mult apreciem acest gest. Pompierii voluntari din Sireț ar putea să aibă parte de anumite facilități, precum scutirea taxelor locale, crede primarul localității, membru al echipajului. Nu avem nicio facilitate, dar ne gândim să insistim astfel de facilități, chiar ne gândim să preluăm model de regulament cu privire la activitatea gărzii populare și să-l adaptăm ca model de activitate pentru postul de pompieri voluntar teritorial al nostru de la Sireț, ca să putem activa și totodată să oferim niște posibilități sau niște oportunități acestor oameni, fiindcă dedic foarte mult timp, dedic de foarte multe ori sănătatea lor și de foarte multe ori se expună în riscuri care de foarte multe ori nu știu, locuitorii noștri nu le înțeleg. Scutiri de anumite plăți, tarife,
taxe și impozite locale ca cât de cât să fie motivați. Noul regulament ar urma să fie pus în practică odată cu inaugurarea noului post de pompieri voluntari. Cetățenii riscă cu viața atunci când intervin la chemare, iar noi ar trebui să le întindem o mână de ajutor, spune Leonid Boaghi. Preconizăm anul acesta să instituim acest regulament, deoarece vrem să facem o deschidere oficială a postului de pompieri. Sperăm deja să avem acest regulament, ori dacă nu, în cel mai scurt timp, prioritatea pentru postul de pompieri să fie aprobarea, pregătirea, audierea și aprobarea acestui regulament, ca să putem veni cu niște măsuri de susținere a pompierilor voluntari. Prima unitate de pompieri voluntari în Republica Moldova a fost deschisă la sfârșitul anului 2015 în localitatea Terebna, raionul Edineț. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au boicotat ședința plenară a Parlamentului convocată în sesiune extraordinară. Cei din opoziție au precizat că pleacă în formă de protest, nefiind de acord cu ordinea de zi. Oamenii așteaptă soluții de la cei de la guvernare, iar noi asistăm că uite sesiunea extraordinară, de dragul sesiunii extraordinare, că uite trebuie să ne clarificăm cu alegerile prezidențiale, cu referendumul și cu procuratura. În această situație, în formă de protest, Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor va boicota și această ședință. Mersi. Stimați colegi, eu îmi pun întrebarea, de ce ați mai venit? De ce ați mai venit? Salariul să-l luați pe ziua de azi. Da. No, eu zic să vă stea salariul de azi în gât. Scuzați pentru așa urare. Da. Cât ni sunt țări să vii tu și să pleci, nici nu ai dovedit să încălzești scaunul măcar. Cei din opoziție sunt supărați că mandatul Svetlanei Popa, supleant pe lista Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, nu a fost validat de Curtea Constituțională. Amintim că magistrații au respins pe 16 ianuarie propunerea în acest sens a Comisiei Electorale Centrale. Alt deputat care a generat discuții aprinse în plen a fost Vasile Bolea. Acesta i-a spus lui Igor Grosu că în cadrul tradiționalei rubrici de felicitări i-a omis pe deputații neafiliați Alexandru Suhodolski și Alexandr Nesterovski, membri ai Partidului Renaștere. Ați anunțat vestea bună că în zilele premergătoare a avut loc zilele de naștere a doi colegii noștri. Am mai avut alți doi colegii noștri pe care nu i-ați nominalizat. Este vorba de Alexandr Suhodolski, care a avut zi de naștere în data de 7 ianuarie de Crăciun, și colegul nostru, Alexandr Nesterovski. Eu pe transfugi nu prea fericit. Fii sănătoși, dar nici de la tribuna Parlamentului, fi buni. Sesiunea de primăvară a Parlamentului începe pe data de 1 februarie. Iată ce veți vedea în partea a doua a emisiunii Patrula Jurnal TV. Revenim în curând, stați aproape! Cele 8 școli cu predare în limba română care activează acum în stânga Nistrului vor funcționa în continuare fără probleme. Iar fermierii din Dubăsari, care au terenuri după traseul Camenca-Tiraspol, ar putea să prelucreze pământul nestingerit. Despre acest lucru a anunțat vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, făcând un bilanț al întrevederii de la Tiraspol cu reprezentantul grupării separatiste Vitali Ignatiev. Discuțiile s-au desfășurat în formatul 1+1. Pe domeniul școlilor avem promisiunea Tiraspolului că funcționarea lor nu va fi periclitată, ceea ce este un lucru important.
ținând cont de retorica pe care am văzut-o în mass media din stânga Nistrului în primele două săptămâni ale anului curent, aveam pe undeva temerea că putem să ne confruntăm cu probleme în cele 8 școli cu predarea în limba română. Serebrean s-a referit și la problemele apărute în contextul noului cod vamal în vigoare din 1 ianuarie curent. Serebrean zice că a abordat în mod special situația fermierilor din Dubăsar, despre care presa de la Tiraspol scria anterior că vor fi obligați să plătească taxe vamale. De asemenea, avem speranța, ținând cont de discuțiile pe care le-am avut ieri și cu domnul Ignatiev și cu domnul Obolonnic, că nu vor fi create impedimente pentru fermierii din raionul Dubăsari. Un aspect care a trezit nedumeriri în rândul locuitorilor din regiunea transnistreană a fost cel legat de taxele vamale pe care operatorii economici de acolo o să le transfere în bugetul Republicii Moldova. Oleg Serebrean a explicat că, de fapt, acești bani se întorc în stânga Nistrului. În 2023, 50.000 de cetățeni din partea stânga Nistrului au beneficiat de servicii medicale în partea dreaptă a Nistrului. Mai mulți copii din stânga Nistrului își fac studiile în partea dreaptă a Nistrului și există un număr mare de pensionari care primesc pensii și în partea dreaptă a Nistrului, locuind în partea stângă. Potrivit vicepremierului pentru reintegrare, aproximativ 120 de milioane de lei ar putea fi colectați în bugetul de stat, dacă taxele vamale vor fi aplicate retroactiv operatorilor economici din stânga Nistrului pentru anul 2023. Întrevederea de marți, 16 ianuarie, a fost prima în formatul 1+1 din acest an și a avut loc la 7 luni după cea din urmă între reprezentantul Chișinăului și cel al Tiraspolului în procesul de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean. Putin trebuie să regrete. Trebuie să risipim în sfârșit ideea că unitatea globală este mai slabă decât ura unui om. Acesta este unul dintre mesajele pe care le-a transmis președintele Ucrainei într-un discurs pe care l-a susținut la Forumul Economic Mondial din Elveția. Făcând apel din nou la Occident să livreze mai multe arme țării sale pentru a se apăra, președintele ucrainean a dat asigurări că direcțiile posibile și chiar calendarul unei noi agresiuni rusești dincolo de Ucraina devin din ce în ce mai evidente. Putin embodies war. We all know that he is the sole reason why various wars and conflicts persist and why all attempts to restore peace have failed, and he will not change. He will not change. We must change. We all must change to the extent that the madness that resides in this man's head or any other aggressor's head will not prevail. Volodymyr Zelensky a punctat că este recunoscător pentru fiecare pachetă de sancțiuni aplicate Rusiei de către țările din vest. Însă aducerea păcii mai aproape va fi o recompensă pentru toți cei cărora le pasă să se asigure că sancțiunile funcționează cu adevărat. And by the way, it's a clear weakness of the West that Russia's nuclear industry is still not under global sanctions, even though Putin is the only terrorist in the world who took a nuclear power plant hostage. It must be a strong decision this year when frozen Russian assets, soaring and oligarchic, will be directed towards defense against the Russian war and for reconstruction of Ukraine. Putin loves money above all. The more billions he and his oligarchs, friends and accomplices lose, the more likely he will regret starting this war. Războiul Rusiei trebuie să se încheie cu o pace justă și stabilă, a mai declarat liderul de la Kiev la Davos. And we must gain air superiority for Ukraine just as we have gained superiority at the Black Sea. We can do it. Partners know what's needed and in what quantities. This will allow progress on the ground, and I want you to be the part of this peace, starting from right now, to bring the peace closer. And we need you in Ukraine to build, to reconstruct, to restore our lives.
La Davos, Volodymyr Zelensky a avut o serie de întrevederi cu un alt oficial, printre care secretarul de stat american, Antony Blinken, și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Cea de-a 54-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos reunește elita economică și politică a planetei și va dura câteva zile. Acum două zile, consilierii pentru securitate națională din 83 de țări au participat la discuții în Elveția. Pentru a ajunge la o înțelegere asupra formulei de pace în Ucraina, din 10 puncte propuse de președintele Volodymyr Zelensky. În februarie se vor împlini 2 ani de când Rusia a declanșat un război neprovocat în Ucraina, cauzând moarte și distrugeri masive în infrastructură. Dacă va fi nevoie, Uniunea Europeană va găsi o modalitate de a ocoli dreptul de veto al premierului ungar Viktor Orban și de a aproba într-un final fondul special de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina. Declarația a fost făcută în Elveția de către președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care a îndemnat liderii mondiali să ofere mai mult sprijin Ucrainei. Pachetul de sprijin al blocului comunitar este reținut de Ungaria, un impas care a lăsat Bruselul efectiv fără bani pentru națiunea sfâșiată de război. I think it's very important to engage with all 27 member states of the European Union to get the 50 billion euro for 4 years for Ukraine up and running. And this is the phase we're in right now. It's the preparation for the extraordinary European Council on the 1st of February. It's hard work. We have discussed many different issues. Pachetul de ajutor al Uniunii Europene este conceput pentru a oferi Kievului sprijin financiar până în 2027 și pentru a acoperi deficitul public în creștere al guvernului. Înainte de întâlnirea din februarie, oficialii maghiari au prezentat două cereri cheie în schimbul ridicării dreptului de veto, împărțirea facilității în 4 tranșe anuale, care ar permite lui Viktor Orban să blocheze numerarul într-o etapă ulterioară și extinderea termenului limită pentru cheltuirea fondurilor destinate recuperării după COVID-19. Ce ar oferi Budapestei mai mult timp pentru a debloca banii înghețați, mai scrie Euronews. Von der Leyen nu a comentat aceste solicitări, dar a spus clar că blocul european va găsi o modalitate de a aproba fondul de 50 de miliarde de euro, cu sau fără binecuvântarea Ungariei. For me is very important, my personal priority is to have an agreement by 27. If this is not possible, we are prepared for an agreement by 26, but I strongly support and prefer an agreement by 27. După un summit dramatic de la jumătatea lunii decembrie în care Orban și-a îndeplinit amenințarea și a deraiat votul unanim, liderii Uniunii Europene urmează să se întrunească din nou pe 1 februarie pentru a oferi proiectului facilitate pentru Ucraina o a doua șansă de a trece. Scopul a devenit și mai presant în fața blocajului legislativ din Washington, unde finanțarea proaspătă este obstrucționată de republicani. În timpul unei întâlniri bilaterale în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Ursula von der Leyen a promis lui Volodymyr Zelensky că executivul său se va strădui să asigure mijloacele de recuperare, reconstrucție și reformare prin facilitatea propusă. Șefa Comisiei Europene a susținut la Davos un discurs în care a punctat că atunci când a invadat Ucraina, Rusia a eșuat din punct de vedere militar și din punct de vedere economic, în timp ce Ucraina și-a păstrat libertatea și independența. And Ukraine is closer than ever on its path to the European Union. And all of this tells us that Ukraine can prevail in this war. But we must continue to empower their resistance. They need a sustained supply of weapons to defend Ukraine and regain its rightful territory. They need capabilities to deter future attacks by Russia. And they also need hope. They need to know that with their struggle, they will earn a better future for their children. And Ukraine's better future is called Europe. Prezent la summitul de la Davos, președintele Zelensky a organizat o conferință de presă în care a declarat că lipsa ajutorului pentru Ucraina înseamnă o lipsă de ajutor pentru multe continente, unde poate fi semănat haosul. Din păcate, nu toată lumea realizează că aceasta este securitatea nu numai a Ucrainei, ci și a continentului european, a continuat liderul de la Kiev. Sute de protestatari s-au ciocnit miercuri cu poliția în regiunea autonomă Bashkiria din Siberia la temperaturi de minus 20 de grade Celsius într-o rară manifestare de indignare publică. Se întâmplă după ce o instanță l-a condamnat pe un activist local de mediu la 4 ani de închisoare. Fail Alsinov a fost încarcerat pentru comentarii rasiste, acuzații pe care le neagă. Свободу! Свободу! Свободу!
гордость берет за наш народ. Спасибо всем, кто пришел сюда. Смотрите, сколько здесь людей, поддерживающих Фаиля Алсынова. Мы с тобой, брат. Poliția a ieșit să disperseze pe protestatarii furioși adunați după sentința emisă de instanță. According to part 5 of clause 282 of the Russian Criminal Code, Fael Alsınov is found guilty and sentenced to 4 years in corrective colony. În afara tribunalului s-a scandat "Suntem oameni liberi", iar drept răspuns poliția a folosit gaze lacrimogene. Este unul dintre cele mai mari proteste de când guvernul și-a intensificat represiunea împotriva opoziției publice la Kremlin, mai notează France 24. Micul oraș Baimak este parte a Republicii Bașchiria, aflată la o distanță de 1100 de kilometri de Moscova. Fael Alsınov spune că autoritățile au interpretat greșit după ce a vorbit în limba locală în cadrul unei reuniuni și a criticat planurile de a începe exploatarea aurului cu lucrători migranți. Susținătorii săi spun că acuzațiile sunt motivate politic. Alsınov a participat în 2020 la protestele pentru a stopa mineritul, scrie Radio Europa Liberă. El neagă învinuirile, iar anterior a fost amendat pentru că a criticat războiul Rusiei în Ucraina. I've always fought for justice, for my people, for my republic. I don't understand these actions coming from the head of the Republic of Bashkortostan towards the people who came today to support me. I don't know what will happen to them. În afară de protestele stradale, suporterii lui Alsınov au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare. I am calling on all fighters from Bashkortostan to leave the territory of Ukraine and return to their home region to defend their land and their people. While you are fighting for the ambitions of one person, your people are being beaten up by security forces. Unii experți străini explică de ce atât de multe lume din Rusia a ieșit în stradă, accentuând două motive. The first reason was obviously the punishment of a popular environmental activist who not only fought for the environment, by the way, but also became a kind of symbol of the fight against the arbitrary actions of the authorities. And that brings us to the second reason. This is obviously about people's accumulated anger, their dissatisfaction with their own government, because they not only loudly demanded the release of the imprisoned activist, but also the resignation of the Bashkir prime minister. Comisia de investigație a Rusiei spune că a deschis dosare penale pentru, citem, revolte în masă, care pot fi pedepsite cu până la 15 ani de închisoare. Alsınov a fost adăugat pe o listă de teroriști de către o agenție guvernamentală. Se întâmplă cu doar 3 luni înainte de alegerile generale, conchide France 24. Forțele de securitate din Ecuador au preluat duminică controlul asupra mai multor închisori, care căzuseră în mâinile membrilor bandei, după ce au asigurat eliberarea peste 200 de oficiali ținuți ostatici în închisori. Criza de securitate a țării a izbucnit săptămâna trecută, când guvernul și bandele de traficanți de droguri și-au declarat război după evadarea din închisoarea unui baron periculos al drogurilor. A fost o operațiune cu mai multe direcții pentru a prelua controlul asupra închisorilor controlate de membrii bandei. Mii de soldați și ofițeri de poliție au descins în mai multe unități de detenție din întreaga țară. După operațiune, armata a difuzat imagini cu sute de deținuți întinși la pământ. Cu câteva ore înainte de lansarea operațiunii, autoritățile au asigurat eliberarea peste 200 de ostatici din închisori, inclusiv 61 în orașul Cuenca. One of the first messages I would like to express is my gratitude to the armed forces, to the National Police, for the tenacious and patriotic work which today has allowed all the hostages, 61 in total, to be released from the Turi prison in Cuenca in optimal conditions. Criza de securitate a țării a izbucnit săptămâna trecută după evadarea din închisoarea unui baron periculos al drogurilor poreclit Feto. Evadarea lui a declanșat un val de revolte și lueri de ostatici în toată țara. Ca răspuns, președintele Daniel Noboa a spus că națiunea se află într-o stare de război împotriva 22 de bande, pe care le-a etichetat teroriști și a implementat starea de urgență și interdicții de acces. We're experiencing a sign that things must change in the country and that our laws are not enough to live in peace. We will not negotiate with terrorists, nor will we rest until we return peace to all Ecuadorians. Daniel Noboa a felicitat echipa țării pentru succesul înregistrat în operațiune. În ultimii ani, Ecuador a trecut printr-o criză fără precedent de securitate, alimentată de traficul de droguri, fenomen pe care autoritățile au eșuat în a-l combate, transformând țara în una din cele mai periculoase din America Latină, scrie Al Jazeera. Un șef de bandă din Cuenca, care a ținut ostatici 21 de gardieni, a spus că decizia de a elibera a fost un act de pace. The president wants us to apologize. We can apologize. He won the war.
but he should help us to reintegrate into society. We know we can't fight the state and we want to adhere to its rules. But the abuse of power needs to end and our right to live protected. Săptămâna trecută, deținuții s-au revoltat și au luat ostatici sute de gardieni și lucrători administrativi, în timp ce pe străzi un val de violență a făcut 19 morți, notează France 24. 22.000 de soldați au fost dislocați în toată țara pentru a controla izbucnirea violenței din partea gangsterilor. Autoritățile au raportat peste 1.300 de arestări, 8 numiți teroriști uciși și 27 de deținuți prinși din nou. Atât pentru ediția de astăzi. Vă așteptăm și duminica viitoare cu noi subiecte și cazuri de răsunet. Dacă ați fost martorii unor fără de legi sau aveți informații de interes public, nu ezitați să ne contactați la 022 85930. Sau să ne scrieți pe adresa de e-mail contact@ronjurnaltv.md. Ne găsiți și pe pagina de Facebook, jurnaltv.md. Numai bine!